Salutare prieteni, bine ați venit acasă la Striblinio, la campionatul de fotbal vorbit. O să încerc astăzi să explic pe înțelesul tuturor ce s-a întâmplat cu Juventus și cu depunctarea respectivă. Este vorba de o anchetă care e pornită încă de acum un an și ceva. Și se uită la fondurile folosite de Juventus în anii... 2019-2020 și 2021. În fapt, au fost două anchete, cea pornită de Federația Italiană de Fotbal și care a vizat mai multe cluburi și transferurile dintre mai multe cluburi, 62 dacă nu mă înșel de transferuri au fost urmărite, vreo 11 cluburi, dar cu atenție principală către Juventus care avea dacă nu mă înșel 40 și ceva de transferuri dintre acestea, 36 de jucători tineri, dar uh, mai erau și unele uh, cu jucători celebri, de exemplu uh, Mira Lempiani și uh, uh, Artur Melo, cred că a fost un schimb acolo între Barcelona și Juventus. Bun. Ce se urmărea în această anchetă pornită întâi de federație? Se urmărea să faptul sau voiau să vadă dacă nu cumva. Sumele transferurilor au fost umflate astfel încât să se spele niște bani. Răspunsul federației a fost că nu, deci că este în regulă, Juventus e achitată și așa mai departe, dar documentele negare egală măsură au ajuns și la procurori, adică la parchetul italian. Iar investigația făcută de parchetul italian pare mai serioasă și mai aplicată decât cea a Federației Italiene de Fotbal, căci parchetul spune că există e, dovezi serioase că mare parte dintre transferurile lui efectuate de Juventus în perioada 2019-2020-2021 au fost umflate, adică sumele declarate în acte uh, sunt mai mari decât cele, au, că cele care au circulat în uh, realitate sau că nu acoperă transferurile respective sau că... Uh, sau că nu acoperă valoarea jucătorilor sau că au fost introduși bani în aceste transferuri pentru a fi uh, spălați. Asta se caută. Pe baza acestor investigații, în luna noiembrie, conducerea lui Juventus și a dat demisia, era vorba de uh, juniorul Anieli și de Pavel Nedved, pentru că ei știau ce o să vină. Și mai este acolo un fost director sportiv al lui Juventus, Fabio Paratici, care e de un an și ceva plecat la Tottenham și uh, sigur, da, el nu putea să-și dea demisia, dar uh, este urmărit și el de procurori în această afacere. De fapt, numai puțin de... 11 oficiale al lui Juventus sunt urmăriți în toată această afacere în care tehnic suspiciunea cred că este de spălare de bani. Deci la asta se uită procurorii italieni, ei au spus federației, voi, într-adevăr, ați închis dosarul ăsta, dar noi zicem că probele sunt atât de serioase că trebuie să le scădeți din puncte, după care o să urmeze ancheta penală care va avea alt curs acolo, care e diferit față de uh, pedepsa sportivă. De asta federația, când a avut probele pe masă, văzând ce se întâmplă, deși avea propria anchetă care pă, a ajuns la concluzii diferite, n-a mai avut ce să spună și au hotărât oamenii să depunteze pe Juventus. Juventus va merge la o uh, curte de apel acum să își câștige dreptatea. În instanță pe depunctarea sportivă. Uh, răspunsul lui Juventus este că, domnule, noi am respectat întotdeauna regulile și o să vedeți că totul este foarte bine. Mai e o chestiune în discuție care tot de către procurori este analizată și anume este vorba de micșorările de salarii care ar fi avut loc în pandemie. Deci în momentul în care a început pandemia, fotbalul nu s-a mai mișcat, ca toate cluburile, Juventus a tăiat o parte din salariile jucătorilor. Numai că această tăiere a salariilor se pare că a funcționat doar o lună de zile, nu mai multe cum a declarat Juventus în fața acționarilor săi sau cum a declarat administrația clubului în fața acționarilor săi, că ei ar fi plătit sume mai mici pe o, anumită, pe o anumită perioadă, în fapt numai o lună de zile. Și acum este investigată și această minciună în fața acționarilor. Dosarul este mult mai complex, cel puțin din punctul de vedere al justiției, el nu se bazează doar pe căutarea unor acte, există înregistrări de unde deduc că procurorii i au urmărit pe oficialii lui Juventus o perioadă îndelungată ca să poată să construiască acest dosar. Pentru că avem stenograme, înregistrări, urmăriri, deci lucrurile au fost ca într-o operațiune din aceea, polițistă sau cu procurori sau cu mafia, că tot e uh, uh, vorba de Italia. Și, într-una dintre înregistrări, există o discuție între doi oficiale al lui Juventus și uh, unul, unul dintre ei spune... Ferească Dumnezeu, vorbeau de transferul lui Cristiano Ronaldo și unul dintre ei spune, transfer despre care noi știm că e 100 de milioane de euro. Dar unul dintre ei spune așa, ferească Dumnezeu să se afle sau să iasă la suprafață il carta secreto, cred că așa a numit-o, documentele secrete ale acestui acord. Nu știm ce înseamnă asta. Vom fi pregătiți pentru săptămânile și lunile următoare. Acum sigur că e o problemă mai mare și mai grea aici, pentru că genul ăsta de scandal afectează credibilitatea uh, întregii ligi italiene. Sunt dovezi foarte serioase și semne de întrebare foarte serioase asupra mai multor cluburi, cum că aceste practici de spălare a banilor ar fi generalizate. Iar cluburile din Italia au niște probleme financiare atât de mari și atât de complexe, care le desprinde restul grupurilor din. sau restul grupului de Spania, Italia, Spania, nu mai zic de Anglia, Germania. În fapt, Liga Italiană de Fotbal vinde atât de prost drepturile de televizare și au niște legi care împiedică o investiție pe termen lung, încât cluburile italiene au ajuns să câștige enorm de puțin față de Premier League, cluburile italiene cred că au un acord de vânzare undeva la 700-800 de milioane de euro pe un sezon de uh, Serie A. Ceea ce este foarte puțin în comparație cu Premier League. Acolo, unde cred că s-a ajuns deja la peste 2-3 miliarde de euro pe sezon. De aici se face diferența. Există și o doză de investiții neserioase sau investiții care nu au mers în Italia. Priviți proprietarii americani care au venit la Roma sau la Genoa și care nu au reușit să, sau la Parma și care nu au reușit să transforme aceste cluburi în mașinării financiare funcționale. Oricum, Va fi deprivit acest scandal și va fi foarte interesant să vedem dacă nu merge mai departe, astfel încât Juventus să aibă o soartă mai complicată decât cea din momentul ăsta unde e vorba doar de o depunctare. Ok, asta e cu Juventus, două vorbe. Apropo de asta, să vedeți că lucrurile se leagă nici liga spaniolă nu se simte mai bine. Ce a, vi -a fost întrebat despre transferuri, pe cine mai aduceți, a zis, domnule, nu, am un lot, am un lot de mai pomenit, e foarte bun lotul pe care l-am e greu de, de, spus, vă dați seama că orice antrenor și Barcelona își dorește superstaruri, nu le are în momentul acesta, dar legurile, regulile fair play-ului financiar în Spania sunt mult mai bine aplicate și mult mai dure, astfel încât Barcelona cu siguranță fiind în aproape de faliment și vânzându-și foarte multe drepturi de, știu, de vânzare, de televizare și eventual de creșterea clubului în viitor, nu cred că au posibilitatea să aducă pe cineva important în momentul uh, acesta. O să fie o echipă mai curând săracă. Uh, mai avem timp? Cred că un minut. Leandro Trossard la Arsenal. De ce? Uh, sigur, opțiunea a doua uh, după Mudric, dar toate datele sale arată că e un jucător care ar putea fi potrivit pentru Arsenal. Atenție, o diferență majoră față de ce a făcut Arteta și echipa de la Arsenal până în acest moment. Cred că este jucătorul cel mai în vârstă pe care l-a transferat Arsenal și uh, care nu se potrivește regulii lor ca jucători sub 23-24 de ani. Dar Arsenal are o bancă foarte scurtă și aveau nevoie de un jucător cu experiență care să susțină mai multe poziții și Leandro Trosar poate juca atât în locul lui Martinelli cât și în locul lui Saka cât și în locul lui. Odegaard. Deci poate juca pe toate cele trei poziții din atac și la nevoie arată date statistice că uh, poate să joace și număr 9 dacă într-adevăr nu mai e pe cine să bagi acolo. Un jucător cu eficiență foarte mare, cu un șut foarte bun din afară, care intră foarte mult în combinații, arată datele. Un jucător care sigur e pe modelul lui uh, Arsenal și... Uh, probabil că va intra în rotația titularilor obișnuiți. Atât pentru astăzi, vă mulțumesc tare mult și vă doresc spor la treabă, să ne auzim cu bine!